Ia mâna de pe nu-l atinge! Nu pot să declar mortul, nu înțelegi? Am nevoie de el! Andrei, tu nu înțelegi? Să sun la poliție! Să sun la salvare! Ce să fac? Sună la poliție! Ce vrei să le spui că l-am omorât? Asta se numește omor prin imprudență, Andrei! Ce faci asta? Ce faci asta? De ce faci asta? De ce faci asta? De ce? Lasă-mă cântec! Alexandra? Da, s-a întors. S-a întors, dar a plecat, era foarte grăbit. Da, am văzut că sunt multe acolo, dar bine, da, am văzut, dragă, dar stai liniștită. O să te sună el imediat. Din prima căsătorie la Cluj. Da? Și de ce nu ai spus ce s-a întâmplat? Ce să-i spun? Trebuie să aduc pe cineva să-mi cheia! Ce să-i spun? Nu mă repet, taică! Nu! Nu! Așa de straight-ul la Londra? Bine că tata nu te-a lăsat să te ții de muzica asta, ești total periman, Mihai. Cu tine vorbesc. Dacă nu-ți place, de ce nu te duci la culcare? Ce, e cineva? Dacă te mai prind, nu știu ce-ți fac. Papa! Mihai, cântă la chitară! Păi nu înțeleg ce pierd eu vremea cu tine, măi, sunt pomponou. Papa! Să știi că Mihai cântă la chitară! Nu, chiar așa de ce să ia.
E urât aici, nu știu ce tu și fii tu la stâmpii de aici. Ce întreb și eu, normal, e băiatul meu. Ești prieten cu masa ta, sunt e dator pentru că a făcut avere cu mâna mea, bag un bag, bag un bag, nu-ți fac senator. Ce vrei mă să fac pentru fitul? Ce vrei să fac? Să-i spăl picioarele Adulicianu? Liniștește-te odată, domnule, și țipe așa. Ferește. Mă gândesc să nu-ți bați joc de el dacă tot l-ai trimis în străinătate. Gata, hai gata, schimbă subiectul, stinge lumea, hai. Da. Când nu-ți convine ceva, schimbă subiectul. Am de citit. E ultima noapte cum ai dorm acasă. Frățioare, te-ai purtat ca un mitocan în seara asta. Mă rog, frate, e un fel de a spune. Sunt nebună, nu? Și măcar nu suntem rude. În fine, nu contează asta. Uite, am așteptat, mi-ai lipsit. De ce să-ți lipsesc? De ce să mă aștepți? Explică-mi și mie, te rog. Tu parcă aveai iubit. Nu râde, spune-mi despre ce e vorba. Mamă! Dar tu crezi că ești pe unde umble? Nici măcar el nu știe. Așa că nu-mi pasă. Dă-i un telefon, vezi, caută-l. Rezolvă problema, te rog. Nu vreau. Vreau să stau aici cu tine. Îmi place cu tine la nebunie. În doilea rând nu sunt hotărâtă, că la urmă nu-l suport. E sărac, nu-i așa? De asta nu-l suport. Vezi cum închegeți. Ce deștept ești, mă. Câtă cultură ai în tine. Mă uimești. Pa! La revedere! O să fie bine. O să fie în regulă. Vine salvarea. Am vorbit acum. Am dat telefon și... Molia. Hai. Țineți-vă de mine. Uite aici. Aici. Aici pe canapea. V-ați lăbit la cap, da? Nu! Amalia! Nu! Thank you.
Pasăre-i pe față, că nu e mort încă. Trebuie să facem Pasăre, să nu vii cu mine. Vii la spital, ai înțeles? Am nevoie de tine. Lui, ai sunat-o? De asta merg de mine acum. Uite, dragă, referințele. Mai bine ai grijă de fi tu că stă cu ochii pe servitoare. Haide că faci niște glume de doi bani, zău. Dacă îmi permiteți, am făcut și eu o salată de crema. Da, lasă-mă. Poftă bună. Pute, ta ceapă. Ceapă? Să ne încoace. Eu i-am cerut de-a cu ceapă. Of, presim că n-o să mai-mi placă mâncarea. Poate să gust un pic, papa. Ia de fet. Mirița, tu nu vrei cu ceapă, tata? Nu, mersi. Pretențios ca noastră. Așteaptă să termine dincolo masa și du-te în camera ta. N-ai voie în bucătărie.
înțeleg de ce nu mă sună. De ce nu-mi răspunde? Sau dacă vede apelul, de ce nu mă sună înapoi? Trebuie neapărat să ajungă cu ei. Stai așa. Bunicii tăi, ai vorbit cu ei? Vreau să le spun Horia bunicilor, pentru că de când a murit mama, tata e singurul lor sprijin și nu vreau să mai îngrijorez. Dar poate domnul Matescu s-a luat cu treburi. Hai mai bine să vorbim cu unchiul tău. De bune, nu te repezi. Să guși o dintr-una? N-are vieri? N-are. Să... stai, că-ți pun un telefon. Alo, da? Servona, da. Da. Da? A, tu ești Horia. Să treci, bără, poate. De unde vorbești? A Cluj? Nu, 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 nu m-am întâlnit cu Octav. Nici nu știu că vine la București. Înțelegi? Da, da, lasă, că am să-l caut eu, da. Îl caut eu, dau eu de el, da. Să nu-i spui Alexandrei. Bun, sunt în piață, mă, fac eu niște târguieli, da. Bine, te sun eu sau mă sun tu? În regulă. La revedere. Haide. Auzi, vrei să vin cu tine la București? Să vii, Horia, cu mine la București. De ce? Stai aici, ai grijă de bunici, lasă-mă că mă descurc. Ajută-mă și unde să mă ajung. Mama! Mama! Să-ți înapoiez umbrela. Era închis, nu mai era nimeni acolo. Am fost nevoit să o ascund pe undeva. Nu știam că o să ne revedem. Dar dacă asta e problema, o să-ți iau alta, îți cumpăr una nouă. Îmi cumpăr una nouă? Da. Cu ce bani? Cumva, cu bani de ăștia. Da, ce așa, foarte bani ăștia. Stai, de ce arunci? Sunt lire englezești. Ieri chiar nu aveam lei la mine, dar uite, astăzi am făcut rost și pot să-ți dau lei. E bine așa? Da, mersi. Okay. Maia te cheamă, nu? Ți-amintești cum mă cheamă pe mine? Uite-mă, Mihai, știi ce? Sunt ca fetele alea cu care ești obișnuit. Da, îmi spui și mie dacă am făcut ceva sau ți-am spus ceva urât? Nu, care e problema? N-ai făcut nimic deocamdată. Dar știu ce urmează. Să mă săluți, să mă mângâi. Așa sunteți toți.
să mor și să mă lași fără niciun ban? Nu-i așa că ți-ar face plăcere să-mi lași tot ce ai? Terenurile, acțiunile, tot. O să rezolvăm imediat, stai liniștit. Soțul meu avea probleme mari cu inima. Am timp să vă dau amănunte acum. S-au descoperit unele traumatisme. Da, a căzut și s-a lovit la cap. Importante când s-a întâmplat, adică când a făcut infartul, înainte sau după ce a căzut. Da, are vreo importanță? Da, are importanță. Oameni buni, vă rog, riscul de deces există. Încercăm să țin o viață, vă rog, înțelegeți. Da, da, înțelegem, mulțumesc. Cum ați spus că vă cheamă? Marcel, timpul. Andrei, te rog eu mult să nu pleci de aici. N-am pe nimeni să mă ajute. Te rog să nu te miști de aici. Trebuie să sun pe fica lui, trebuie. O sun, o sun. Numai să nu pleci de aici. Te rog să stai aici. Unde te duci? Bună ziua. Bună ziua! Ce? L-ai cunoscut pe fiul meu, nu? Da, domnule. Mi-a făcut și una dintre faimoasele ei cafele. Opa! Dar cam atât. Pentru că în rest m-am uitat toată ziua pe piat. Vezi, și ce vrei? Să te un director din prima zi? Aici facem afaceri adevărate, nu simulări. Cum ai făcut-o la facultate. Lasă-i, hai în birou. Cum s-a coafat? Ce, vrei să faci parte din colecția mea personală? Băi, nu știam că voi fotbaliștii mai colecționa și altceva în afară de mingi. Băi, liniște, mă doare capul deja, ce e aici? Ia, și mai ce? Era disfurt, Andrei? Ți-ai chiar să pus fata pe el? Mie mi se pare cam banal. N-ai înțeles nimicul. Ea vrea să-l prostească pe taică și să scape de problemă. Ce problemă, mă? Pe ce, nu mai ești virgină? Da, da, să. Păi despre asta vorbeam. Vrea să-l zăpăcească pe fraierul ăla. Așa? Și după aia ce mai contează? O violează și tai că se pune de la omoară. Mai contează un fraier plus sau minus? Zi tu, zi tu. Ce idee tâmpită, minte de fotbalist. Exact. Mă, nu e chiar așa. Nu ești prost degeaba. Ce s-ar întâmpla dacă Andrei mă răpește și mă violează? Ce s-ar întâmpla? O să vină.
fost furios pe mine. Dar nu sunt omul pe care îl credeți. Nu sunt. Să faci pe managerul, să iei decizii. Dar până una alta trebuie să cunoști regulile casei. Sunt ochi și urechi. Mihai, eu am câștigat și câștig enorm pentru că am flair. Am intrat pe piața imobiliară în momentul cel mai oportun, atunci când se scotea profit. Am cumpărat terenuri, le-am vândut, le-am închiriat, am făcut pe dracu în patru. În momentul când am simțit că e rost să investesc în ceva ca lumea, am făcut-o. Transporturi, asigurări și altele o să aflu mai târziu. Am avut și am succes datorită unui singur lucru. Aici eu și numai eu hotărăsc tot, înțeles? Înțeleg perfect. Bravo. Regula numărul 1, nu pui întrebări. Regula numărul 2, ordinele mele se execută urgent și întocmai. Regula numărul 3, nu ai inițiative. Simplu. Și pentru asta trebuie să mă trimiți la Londra? Dar ce engleză ai, cele surete? Eu am vrut să te trimit în Franța, dar maică ta, ci că nu, că e periculos. Mihăiță, mă bazez pe tine să stai cu ochii pe ăștia care vor să mă fure de cum întorc capul. Unde dracu' e unghiera aia? Deci dacă am înțeles eu bine, tu spui că vrei să-ți spionezi angajații? Nu pe toți. Păi mai lac-o. Hai bă, băiete, vorbesc foarte serios. Unde dracu' e unghiera aia? Serviți o cafea. Da. Nu știam că voi și în vacanță lucrați. Nu, lucrăm. E un proiect de-al meu, doamna Popa. Și își facem un filmuleț și mă ajută benevol, sper. Parcă Andrei nu e prea punctual, s-a uitat. Și nici nu-și deschide telefonul. O să trebuiască să-l aducem legat, pentru că altfel vedeți că mă lasă baltă. E poate îndrăgostit. Ah, nu știu dacă e îndrăgostit, mie nu sună niciodată. Mă scuzați, să aduc niște biscuiți. E foarte drăguț cățelul, cum îl cheamă? Ah, vă place? Cuții! Nu știu cum îl cheamă și nu știu dacă are nume. Pentru că l-am găsit cu un bilet în care Andrei îmi scria: mama, nu te speria și dă-i de mâncare. Speria, stai foarte dulce. Nu e așa? A, scuzați-mă, nu este Andrei, că el are cheie. Da? Alo, domnișoară. Andrei este acasă? Nu este acasă, dar dumneavoastră, ce doriți cu el? Eu sunt mama lui. Aici locuiți? Da, aici locuim. Foarte modest. Poftim? Foarte modest. Da. Mă scuzați, îmi pare rău dacă nu vă place. Ei sunt colegii lui Andrei de la facultate. Plecați? Tocmai. Da, stați liniștit. Vă descurcați. La revedere. La revedere, copii. Bună ziua.
Da, domnișoară. Sunt Nicol Varlam, da, iubita lui Andrei. Ți-am mai spus, eu sunt mama lui. Poți să-l aștept? Da, dacă... Mulțumesc. Te rog, ia loc. Dorești o cafea, ceva? Da. Doamna Matescu, spune că e o chestiune urgentă. Maria, fiul meu. Băiatul Simonei, îmi pare bine. Hai, Teodor. O să vă las acum, bănuiesc că aveți de discutat. Octav a făcut infarct. Tu ai auzit ce ți-am spus? Patronul cu o grămadă de răspunderi, bănesc, nu? Vlade, voi chiar reușiți să lucrați cu omul ăsta? Noi nu lucrăm cu el. Noi lucrăm pentru el. Și în plus, a uitat regula numărul 1. Să nu pun întrebări. Țin pe aparate, dar nu cred că mai scap. Cum ai reușit? I-ai arătat lista cu amanți? Bănuiesc că nu sunt singur. Sau te-a prins cu vreun în pat în baie undeva? Dacă nu fac ceva acum, se duc și terenurile, nu? Totul se va împărți cu Alexandra. A crescut fata? Cum arată, e frumoasă? Poate fac afaceri cu ea? Ce are? Vrei sfatul meu? Normal. Amalia, dai fuguța la spital. Te aranjezi puțin ca să par femeie serioasă și începi să te spovedești de toate păcatele. O să dureze ceva, dar merită. Și lor o să-ți facă un act de donație. Un act de donație? Exact. Să doneze terenurile, de exemplu. Și te-ai făcut gata. Nu mai intră în masa succesorală. Stai că nu înțeleg nimic. Masa succesorală. Așa se spune la moștenire. Scrie în palmă să numiți. Nu, Octav nu o să semneze nimic. Păi îl rogi, îi pupi picioarele, mâinile. Nu mai ai mult și ești o femeie aranjată. Hai că-ți dau un om de încredere. Hai, liniștește-te. Da? Un notar. Un om de încredere. Hai, făcuța la spital. Da, șef. Da, șeful. Lucreția asta mai de urgent la mine. Ce fițe, vai, vai, deci eu nu știu cum de se uită la asta la un student. Nu se uită, are Andrei un super secret de mor femeile după el. Da, e tare. E tare Andrei al nostru. Fata lui Grigore Varlam țintește sus. Sincer, nu cred că îl interesează banii, că știi că el caută femeia ideală. Da, așa crezi tu? Bravo. Da, să știi că lumea s-a mai schimbat de la Shakespeare în pace. Nu se mai poartă amorul de astea gen Romeo și Julieta. În fine, oricum, dacă îl găsești, ne vedem mâine? Da, ne vedem mâine. Ce facem acum? De conduc la troleibuz? Ok. Totuși avea ochi frumoși, cuțioasa aia. Deja că te pomenesc acum. Te rog, nu încurajezi violența, nu? Ești cea mai frumoasă, ești cea mai bună actriță pe cuvântul meu, iartă. Poftim, domnișoare, te rog. Te rog, mai dorești o cafea? Chiar acolo. Nu trebuie cafeaua dumitale. Auzi, domnișoare, în ce clasă ești? Am terminat, sunt studenta.
să știi, un mod așa de ciudat de a vorbi, să știi că elevilor mei nu le-aș permite să vorbească așa. Bine, bine. Dacă sunteți mama la Andrei, de ce nu vă spune pe unde umblă? Cum? Să nu creadă că își bate joc de mine. Să rețin eu cine sunt, da? Fata lui Grigore Varlam. O zi bună. Ascult. N-am găsit bilet. Ești tot pe lista de așteptare. Eu în seara asta trebuie să plec cu Oria, orice ar fi. Dacă e mă duc la un tren, de vreo orice ceva. Nu răspunde? Ești soția? Hai că mă duc să mă încerc pentru bilet. Auzi, tu ai uitat ce ți-am spus azi dimineață? Ce mi-ai spus azi dimineață? Stai, stai. Nu am nevoie. Stai, mă, că-ți dau o mână de ajutor. Dar nu vreau. Uite, sărbătică, ești așa și cu toți băieții? Stai să te ajut un pic, că nu poți singur. Dacă nu mai lași, îmi pace, țip. Bine, țipă, mă. Stai, stai. Trezește o de casă, ce te-a apucat? Am glumit. Ce m-a apucat? Vreau să vorbim, nimic altceva. Ce trebuie să ții pe acum? Da. Hai să vorbim atunci. Păi, dă-mi un pic mâna. Mâna? Da. Azi, te ții după mine. Așa. Și mâine, te însori cu Sonia. Au! Au. Crezi că nu știu? Sunt prostii astea. Casă de piatră. Nu am înțeles.
Octav! Octav! Octav, nu se poate să mor, să mă lași așa, Octav! Octav! Nu, nu, nu! Octav, te rog, trezește-mă, Doamne, Dumnezeu, ce mă fac? Octav! Octav, nu se poate să mor, să mă lași așa, Octav! Ce Moțu! Moțu!